Ziua de marți 13 nu a fost deloc norocoasă pentru majoritatea jucătoarelor noastre la Țiriac Foundation Trophy. Miriam Bulgaru a fost învinsă în două seturi, 6-4, 6-2, de favorita numărul 5, Maiar Sherif din Egipt. În alte partide, Andreea Roșca a pierdut în fața Iuliei Grabher din Austria, iar Gabriela Lee a fost depășită de Rebecca Masarova din Spania. Cea mai surprinzătoare înfrângere a suferit-o chiar favorita numărul 1, locul 38 WTA, Sorana Cârstea, care a fost eliminată de elvețianca Simona Waltert, numărul 118 mondial, cu de două ori 6-3. Singurele victorii le-au obținut cele două Irina. Begu, cap de serie numărul 2, a depășit-o pe numărul 100 mondial, Laura Pigossi din Brazilia, cu 6-3, 6-2. Iar Bara a trecut cu același scor de Ipek Öz din Turcia. În turul al doilea, conform tabloului competiției, singurele românce calificate, Irina Begu și Irina Bara, se întâlnesc în meci direct.